Mândruța, de aceea parte, mândruța, de aceea parte, și rai, 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 rai. Mă numesc Lucia Frunze, sunt din satul Vâșcăuț și lucrăm la Casa Boierului în calitate de... Avem grijă în total de casă, tot ce se referă la ordine, afară, în casă, peste tot. Primim turiștii, adică într-un fel îi ghidăm. Din toată Moldova vin turiștii. Din toată Moldova, vin de la sud, de la nord, de unde e vreți, și de la Chișinău și de pe stat locul vin. Bună ziua, bună ziua! Faceți mâncare, da? Da, sigur, sigur, noi facem mâncare pentru oaspeți, dragi. Da. Nu trebuie ajutorul? Ca că mă descurc eu, tot ok. Nistrule, cu apă rece, nistrule. Ca să fii născut pe malul Nistrului, eu cred că trebuie să fii foarte fericit. Eu zic că din sat aici sunt născut, mi-a rămas casa la mine, mi-a rămas la părinți. Și e scris după mine, tăt, și eu stăpânăm aici. Dar doilea stăpână e Ludmila. Așa când la noi nu e rău. Adică când chiar nu era de lucru, venim așa și punem în pământ, mai facem ideal legume, una alta. Chiar mă uit așa în Vâșcăuț, dacă mai vin turiști, și chiar bine, că mai vând fetele astea, că chiar n-ai unde vinde, chiar n-ai unde faci un ban. Chiar nu vreți, nu cred că nu vii a mânca. Dacă ele pește scot. Ele pește, mănâncă ceva mai... Casa Boierului e o casă care... nu departe de malul Nistrului și adică se dă ca un hotel, ca cum ar fi, adică într-o zonă turistică unde vin oamenii și se odihnesc. Când a fost, vă spun atunci, când tot cu... Ar trebui să fac plăcintă și nu la duhovcă. La duhovcă eu repede le fac. Plăcinte pentru... Am avut o tură de turiști de 18 persoane și trebuie să fac plăcinte, friptură, mămăligă, le-am fiert vin, că era timp de iarnă, le-am făcut asta o surpriză, un bonus de la mine. Le-am fiert vin cu... Eu vinul fierb într-un... am aparte. Pun și piper negru, zahăr, lămâie, portocale, puțin vanică și așa îi dă un aromat, știți, când vin negru, îi dă un aromat picant, foarte gustos. M-am jurat că nu te-o trece, m-am jurat că nu te-o trece, șarai, rai, 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 rai. Hai, poftiți la masă, oaspeți. Turiștii când vin aici, ei de multe ori, seara fac șașlicuri, cânt acolo, dar îți duc la pădure. Ia uitați-vă în partea aceea, la deală, îi se vede huma și ea albă. De acolo, drept sus, îi spune dealul Chiriței. Mai încolo sunt izvoarele și le... Ai prins și ceva, ori nu? Nu, așa, rudzește. Rudzește, puțin, da? Nu mai este nici o ploaie nici, am ascultat nici mâine, spune că ar fi mâine, dar nu. Aici e Liuda, mai încolo de... Când l-a prins atunci pe ăla de 60 de chile somul și ăla, a putut trei l-a scos. Altfel unul în alt scotie. Som, știi și som. Da? Iată aici unii abrupt, păi și-aș fratele lui pe scoia. Apoi a fost un înnec, a fost set și nu știu care și s-a înnecat careva și a venit ăștia să-l scoată. O să acolo este pește cât omul de mare. Cât barca era de mare pe ea? Dar când a scos peștele ăsta de 60? Vreo 2 ani în urmă. Nu, mai mulți ani în urmă și l-a scos. Dar muia când a scos anul trecut de vreo... Mândru a luat parcă unul de vreo 20 ceva de chile. Sașa când îl aveam acasă... Aici e mai adânc. Aici e adânc și scoate, adică lumea, da.
Dar poți să-l scoți, că în apă el nu e așa de ușor să-l scoți, că el e voinic în apă. Dacă iei două, trei bărci alătrea, pun unul cu altul, sar tăți, până îl scoți greu, îl scoți. Dar aici peștele e foarte bun când nistru merge, apa curgătoare. Apa curgătoare, e foarte bun peștele aici. Ne, de smătru, ei în glaza. Слушай, эти твои глаза, я у тебя их купил еще давно. Арендовал, может быть, нет? Ну, когда была молода, я же укал первый день пару взглядов у тебя, и осталась со мной до сегодняшнего дня. О, давно. Сину я шалю, да, айс бурбимом. Это было давно, неправда. Эй, да. И дребт, шитет нормал. Aici, a drept de val, a fost drum și a fost în trei rânduri de casă. Mai departe, încolo, au fost niște livezi, o frumusață extraordinară. Dar malul nu este din partea aceea. De unde se vede la Salcea și ea, pe 50 de metri mai încoace, era malul Nistru. Dar aici era încolo dus Nistru. Era o frumusață extraordinară. Acum e la Dubăsare, acolo, e îngust era Nistru. Partea și din sus era un ostru, când spune, că mergea apa pe o parte și pe alta și era pădure acolo. Eu țin minte că el a lărgit Nistru prin 54-55, avem vreo 7-8 ani. Țin minte bine lucrurile astea. Vis-a-vis de noi, ca satul îi zice, se numește Garmațca. Garmațca îi spun. Și oamenii sunt foarte cum scade. N-am avut svadă, n-am avut nimic. Sunt de-a noștri, sunt surați cu dișil din partea și el, dișile încoace, așa s-a amestecat. N-auzi o vorbă să mai... scumătre, neamuri, oameni de rând și moldoveni în partea și el. Aici în Țăbălocă s-a amestecat ruși cu moldoveni, ucrainieni. Nu e o vorbă să mai sfădească unul cu altul. Absolut lucru se ceartă. Dar și aseară te-am trecut, dar și aseară te-am trecut. Eu m-am trezit cu cânticul ăsta, m-am trezit cu bunei mei, cu părinții mei, cu satul cântă. Și noi l-am învățat, tot l-am învățat pentru că el e un cântic foarte frumos și îmi place. Te-am trecut pe jumătate, te-am trecut pe jumătate, șarai, rai, 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 rai,